Bună ziua, dragilor! Vă aflați pe jurnalul unui obsedat textual și astăzi vă voi vorbi despre o descoperire foarte interesantă pe care am făcut-o săptămâna asta, și anume eseistul, criticul literar și filozoful Philippe Muret, o personalitate de primă mărime în gândirea franceză a sfârșitului de secol 20, în siajul lui Joseph de Maistre, contele, cel care nu ezita să arunce o găleată de apă rece peste entuziasmul pentru Revoluția franceză, înrudit spiritual cu Léon Blois, vocea singulară care s-a opus războiului cu Germania, lucru pentru care a și plătit cu prețul vieții, fiind asasinat, înrudit categoric cu Georges Bernanos, romancierul catolic, care nu ezita să facă literatură bună într-un secol 20 în care deja prezența în zona literelor era condiționată de serioase probleme de natură interioară și, firește, oribile dictu lui Ferdinand Céline, cel trecut sub obroc, cel pe care facultățile de litere din lumea întreagă le evită cu obstinație, cinicul, dezabuzatul, ofensatorul lui Ferdinand Céline, căruia Philippe Muret a dedicat pagini foarte serioase și căruia îi datorează, și atât din punct de vedere ideatic, cât și stilistic, inclusiv stilistic, mai mult decât voi putea spune eu astăzi. Luni ignoram cu desăvârșire existența lui Philippe Muret. Săptămâna asta am citit însă Imperiul Binelui, L'Empire du Bien. Am consultat direct textul francez. Adineauri m-am uitat pe internet și am văzut că există și o traducere românească apărută la editura Cartier și semnată de Ovidiu Nimigean. Bănuiesc că e foarte bună și e încă în stoc. Haideți să vedem puțin care sunt marile idei înainte de a intra, în text și de a ne bucura de ceea ce ne oferă textul. Care sunt marile idei ale Imperiului Binelui? Lăsăm discuția despre acest bine pentru un pic mai încolo în timpul prezentării noastre. Philippe Muret vorbește despre un om al spectacolului, un homo festivus, diferit de toate celelalte versiuni umane pe care le-a cunoscut modernitatea și, firește, epocile tradiționale. Un om pentru care spectacolul face parte din definiția vieții și e o necesitate. Spectacolul e fără de început și fără de sfârșit, inclusiv diferențele dintre spectacol și non-spectacol se șterg. Vorbește despre disoluția concretului și înlocuirea lui cu ficțiuni, despre ieșirea din istorie și intrarea în apocalipsă, despre un proces general de ștergere a diferențelor, atât la nivel lingvistic, vocabularul se neutralizează, cât și la nivel social, dacă vrem, se șterg diferențele dintre sexe, femeile se masculinizează fără să devină bărbați, bărbații se feminizează fără să poată accede la feminitate. O imensă melasă, o melasă generală, a cuprins totul. Iarăși vorbește despre criminalizarea, ăsta e cuvântul, criminalizarea spiritului critic, despre fuzionarea binelui cu spectacolul, repet, vom vedea despre ce fel de bine este vorba, despre idolatrizarea emoțiilor și a sentimentelor și despre idolii noștri, păcatul idolatrizării care devine din ce în ce mai atât de general încât nu mai sare nimănui în ochi, a intrat, să zicem, în maniere.
despre o patologie a legiferării pe care el chiar așa o numește, invidiu penal, poftă de penal, despre perturbarea relației dintre bine și rău, despre absența alternativelor lumii noastre, despre trecerea de la hitlerizare la disneyizare sau disneyificare, despre faptul că avem valori și că n-ar trebui să ne mai plângem. Lumea noastră nu e lipsită de valori. E adevărat că nu ne privim valorile în față. Nu le numim. Nu le enumerăm. Deplângem absența valorilor trecutului, dar avem valori. Asta e o chestie foarte interesantă. Avem valori. Despre faptul că spectacolul a înlocuit înțelepciunea divină, asta e prețul. Asta e prețul amplificării spectacolului și permanentizării lui. Despre faptul că vrem totul, dar refuzăm să plătim prețul. Acestea vor fi ideile și urmează detaliile. Ideile pe care Philippe Muret le expune în Imperiul Binelui, eseul său. Primul capitol, zeii au căzut pe pământ. Suntem atinși, spune el, de un bine incurabil. De un bine care pretinde să elimine cu totul răul, să acapareze totul. De un bine care ne este firește băgat pe gât. De transformarea lumii într-o uzină de plăceri. Între bine și plăcere, diferențele și granița par să se fi estompat. Binele este răspunsul anticipat la toate întrebările pe care nu ne le mai punem. Suntem în plină instaurare a unei dictaturi tehnocrate cu culoare medicală sau sanitară. Philippe Muret a murit în 2006, deci cu ceva vreme înainte de a se bucura de concretizarea profețiilor lui în zilele noastre. Cu atât mai interesantă e trecerea prin acest autor, care e capabil, ca un intelectual veritabil, să dea scrierilor sale o vocație profetică, autentică. Nu? Intelectualul veritabil este cel care e capabil să distingă ideile înhămate la atelajul civilizației și asemeni vizitiului care vede că diligența se îndreaptă spre o prăpastie, intelectualul autentic e capabil să anticipeze catastrofa. Ceea ce Philippe Muret face foarte bine. Iată, nu mai există alternative prezentabile la democrație, la drepturile omului, la familie, la tandrețe, la comunicare, la patrie, la solidaritate, la pace. O să ne uităm un pic, cred că cei mai mulți dintre noi, oameni cuprinși în mrejele veacului, enumerarea pe care tocmai am enunțat-o conține doar lucruri pozitive, nu-i așa? Drepturile omului, nu? Familie, tandrețe, comunicare, patrie. Cine și-ar dori alternative la așa ceva? Și totuși în lumele de demult existau. La familie, alternativa era celibatul sacru. Fie sub forma vieții monahale, fie în cazul lumii catolice, sacerdoțiu era celibatul sacru, condiționat de celibatul sacru. La comunicare, alternativa este tăcere. La patrie, alternativa este umanitatea. La pace, oamenii știau că războiul și eroismul au virtuțile lor. La drepturile omului, existau îndatoririle omului. Iar la democrație se știa că autoritarismul nu este în mod automat o eroare. La fel cum democrația nu este în mod categoric o soluție la toate problemele noastre. Îndoiala a devenit o boală, zice Philippe de Muret. Eu cred că va fi din ce în ce mai mult taxată ca o boală.
Și asta face parte din criminalizarea spiritului critic despre care tocmai am vorbit. Capitolul 2 se numește Tremolo Business. Afacerile emotive sau afacerile cu emoții sau afacerile colorate emoțional. Trăim în epoca zahărului fără zahăr, a războaielor fără război. Nenumărate aluzii sunt făcute la războiul din Irak. La ceai fără ceai. La epoca cafelei decofeinizate, aș zice eu. A dezbaterilor în care toată lumea este de acord. Epoca noastră e dificil de sesizat din cauza realului pe care ea l-a eliminat. Negativul, de exemplu, tot ce ține de negativ, a fost declarat în afara legii. Țigările sunt mild, berea este light, carnea este super slabă. Da? Au fost scoase în afara legii nicotina, alcoolul și grăsimea, sau colesterolul, cum se mai zice, de către cei care vor să-și coloreze limbajul cu, știu eu, termeni științifici. Suntem în plină eclipsă a principiului malefic. Și aceasta este una din marile enigme ale timpurilor noastre. Unde s-a dus răul? În imperiul binelui în care ne aflăm, răul nu mai există. A fost alungat. Nu mai avem dreptul să alegem ceea ce este asociat răului. Binele ne este băgat pe gât. Și nu avem dreptul să ne îndoim. Iată, cândva Sfântul Augustin a spus, iubește și fă ce vrei. Citatul circulă mai cu seamă pe rețelele de socializare. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Sfântul Augustin a zis doar iubește, dilige, iubește, cu, firește, reperele cristice, iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Și fă ce vrei. Astăzi ce a spus fericitul Augustin, cum îi spun ortodox, și n-ar mai avea curs. Astăzi sloganul ar fi mai degrabă, spune că iubești și fă-ți business-ul. În 1947, Georges Bernanos își amintea că formalitatea pașaportului părea să fie abolită pentru totdeauna. Că se putea face în conjurul lumii cu o simplă carte de vizită în buzunar. Această afirmație am mai găsit-o în memoriile lui austriacului Stefan Zweig. E adevărat, nu pentru 1947, pentru că Zweig s-a sinucis undeva după primul război mondial. Nu. Undeva în zona celui de-al doilea război mondial, ci despre perioada ultimilor ani dinaintea începutului secolului 20, deci cam cu vreo 50 de ani față de reperul oferit de Bernanos. Da? Deci se putea călători, urcai în tren, în vapor, în, știu eu, autobuz, pe cămilă, și nu trebuia să te legitimezi, nu trebuia să prezinți nimic. Și puteai face într-adevăr în conjurul lumii. Astăzi, și referirea e pentru deceniul nou al secolului 20, ceea ce strămoșii voștri numeau libertăți, voi numiți deja dezordine și fantezii. Ideea de a putea călători în lume fără să te oprești la niciun fel de frontieră, de sârmă ghimpată, construită de un stat, chiar în ochii noștri pare a fi simptom de dezordine și de fantezii. Ori, această realitate din lumea fizică, sau din lumea politică, sau, știu eu, din lumea administrativă, se reflectă și în modul nostru de a gândi. Noi astăzi credem că există o gândire justă,
care e un soi de știință și care se materializează în, să zicem, gândirea politică, mă, corect, corectitudinea politică. Da? Preper al acestei gândiri juste, hitlerizarea adversarului. Și am avut, de-a lungul istoriei, câțiva hitleri ai anului. Ayatollahul Khomeini, Brejnev, președintele sovietic, cândva, Gaddafi, libianul, Jaruzelski și alte și alte personaje. Hitlerizarea, adică anatemizarea personajului, nu scutește nici popoarele care urmează să fie atacate. De exemplu, despre armata irachiană, care știm foarte bine că n-a putut face față invaziilor americane și n-a putut opune o rezistență notabilă. S-a spus, înainte de a fi, deci înainte de conflict, s-a spus că este a patra armată a lumii. Toate aceste abordări ideologice și retorice, concomitent, țin de reinjectarea credinței în realitatea reală a neorealității. Altfel spus, retorica tinde să ne convingă de faptul că ficțiunile care au înlocuit realitatea, vorbim și despre sfârșitul istoriei aici, deci ficțiunile care au înlocuit realitatea sunt cât se poate de solide. Nu e adevărat că oamenii nu au religie. Ba da, religia noastră, zice Mure, este credința în spectacol. Și războiul nu se sustrage imperativelor spectacularului. Mai mult decât atât, cântăreții, actorii și sportivii au devenit maestri în exerciții de apologetică spectaculară. Ei se angajează, și aici tot e ridicol, de un amuzament care n-ar trebui să ne scape, ei se angajează împotriva drogurilor, împotriva miopatiei, care e o suferință, e o maladie, împotriva inundațiilor, împotriva foametei în lume, de partea drepturilor omului, de partea salvării curzilor, a delfinilor, a bișonilor maltezi și alte și alte cauze. Toate acestea țin de bluf cinic, sunt efecte ale discursului, sunt pseudo-carități cât se poate de jegoase, sunt contrafaceri ale carității, adevăratei carități creștine. Acești campioni ai justelor cauze se fac vinovați de banditism caritativ și de virtute de mascaradă. Capitolul 3 e foarte interesant. E bine de spus, înainte de a-l aborda, că Philippe Mure a avut o solidă educație catolică. El face la un moment dat afirmația că a pierdut, j'ai perdu la foi, a pierdut credința în Dumnezeu. Poate e așa, poate e o modestie. Cert e că reperele tradiționale sunt foarte prezente în textul lui. Constant există o întoarcere la doctrina catolică, la învățătura catolică, la învățătura creștină, până la urmă, nu are nicio importanță, catolic, avem ce profita și noi ortodoxi. Capitolul 3 se numește Cherchez l'idol, căutați idolul. Și o parafrază a faimosului Cherchez la femme, căutați femeia, acolo unde există o problemă, acolo unde există o crimă, există o femeie, ea e cauza. Cherchez l'idol, căutați idolul, el este cauza. Dacă suferim, suferim din cauza păcatului idolatriei. Și aici el face afirmația că trăim un delir legislativ, un delir al reglementărilor neîncetate și iată sub ce formă face el această afirmație, e sediuselină, de lua
Deci legi, legi noi, legi tot timpul, legi pentru tot. Am trăit și probabil că vom continua să trăim aceste legi care apar pentru purtatul măștilor, spălatul pe mâini, iată mai nou vaccinarea care nu e obligatorie, dar e musai pentru toți, permisul de sănătate, pașaportul verde. Verde, ce frumos sună, verde. Verde așa ca pădurea de braț, da? Dacă e vorba de o tehnologie experimentală care trebuie introdusă în corpul uman. Deci, cum zice Philippe Muret, legi pentru tot. Ba chiar, într-o deplină inflamare, regatul meu pentru un decret, parafrazându-l pe Shakespeare, regatul meu pentru un cal, nu? Faimoasa exclamație. Ia să vedem despre ce fel de idoli e vorba. Consensul. Consensul este un alt nume pentru servitute. Cândva consensul era numit patriotism, nu? Dacă nu ți iubeai dacă nu erai patriot, dacă nu erai gata să-ți verși sângele, înseamnă că erai în afara consensului, cândva consensul era biserica. Dacă nu erai de acord, dacă puneai sub semnul întrebării, dacă spuneai că nu înțelegi, ieșai din biserică. Familia, ordinea, proprietatea. Dacă nu respecti proprietatea, ai ieșit din consens. Cel mai bun mijloc pentru a repera obiectele de cult ale unui moment al civilizației, trăim într-un moment al civilizației, este de a cunoaște legile însărcinate să încadreze, adică să arate fidelilor cadrul în care au voie să-și desfășoare activitățile, precum și să reprimeze, să reprime abaterile de la acest cadru. Da? Deci hai să vedem ce anume ocrotesc legile și vedem idolii. Pentru că legile ocrotesc idolii. Interesantă afirmație. Bineînțeles, consensul vine în mână în mână cu linșajul, linșaj cu măști progresiste. Iată, interesul general. În numele interesului general, totul devine suspect și denunțabil. Alt idol, interesul general. Binele public, sănătatea publică. Iată, interesul general poate avea mai multe denumiri. Sănătatea publică. În numele sănătății publice, închidem școlile. Idolul cere sacrificii. Cine spune bine, bine cu bâmare, da? Cine numește binele, spune recurs la lege pentru a-l proteja. Imperiul binelui este imperiul idolilor protejați de lege. Cine vrea binele, binele imperiului, da? Este cel care vrea ca statul să-l garanteze. Deci nu vorbim de bine categoria teologică, ci de un bine de tip idol. Niciodată binele n-a fost mai mult ca astăzi sinonim cu punerea absolută în comun. Și aici ne ducem la o altă idee a lui Philippe Muret, ideea colectivizării. Noi trăim procese foarte serioase de colectivizare. În momentul de față, sănătatea a fost colectivizată. E una din expresiile binelui. Sănătatea este un idol. Și cei care refuză, știu eu, refuză portul măștii, refuză vaccinarea, refuză distanțarea socială, nu știu ce fi fiind aia, sunt iconoclaști. Sunt cei care fluieră în templul binelui general. Cherchez l'idol. Căutați idolul. Și avem aici o listă. Poporul. În numele poporului s-au făcut
represiuni. Morala conservatoare. Din păcate și morala conservatoare poate fi un idol. Femeile, feminismul, copiii, care sunt puri, nu-i așa, care se nasc curați și pe care societatea îi pervertește, animalele, care au și ele drepturi, săraci, patria poporul, nu? Dragostea, e un mare idol, sufletul, o să vedem imediat, și ăsta este un imens, și ăsta se poate transforma în idol, poezia, nu? Binele general. Toți acești idoli, poporul, morala conservatoare, femeile, copiii, animalele și așa mai departe, pinguinii, apar sub numele de binele general. Și acesta este numele comun, substantivul comun al idolului. Acesta este pretextul represiv, pentru că în numele idolului se organizează represiuni. Aceasta este marota Disneyizării contemporane. Aici o afirmație foarte interesantă de la hitlerizarea planetei, al doilea război mondial, nu? Conflagrația, abatorul imens, abatorul tehnologic numit al doilea război mondial în cărțile de istorie. Deci de la hitlerizare la disneyizare, singurul lucru care a dispărut, dar nu pentru toată lumea, este violența. În rest, mecanismele hitlerizării sunt și mecanismele disneyizării. Aici e un subiect foarte interesant de reflexie. Masificare, construirea unui discurs, oamenii sunt prizonieri ai retoricii disneyizării, sensurile lor în viață, da, de la hitlerizare, adică care e o denumire pentru militarizare, la disneyizare, care e denumirea pentru impunerea spectacolului peste tot, oamenii se comportă la fel, da? Capitolul 4. Penele și gudronul. Ne ocupăm timpul cu prevenirea a tot ceea ce ar putea pune în pericol adevărul, binele și virtuțile definite în postmodernizare, în modernitate. Trăim obsesie preventivă. Uitați ce zice omul ăsta. Obsesie preventivă, Philippe Muret. Parcă ar vorbi despre pandemie. Suntem într-o civilizație profilactică. Într-o civilizație a prevenției. Trăim ravagii ale previziunilor. Despre cocooning, n-are rost să discutăm, nu e o noutate. Cocooning, cred că sociologii americani au promovat termenul, ține de obiceiurile celor care preferă să stea acasă decât să iasă, pentru că singurul loc în care li se pare sigur este domiciliul lor. Cocooning nu are rost să-l atribuim lui Philippe Muret, însă o să vedem că Philippe Muret va face un cuvânt valiză, un mot valiz cu cocooning un pic mai încolo. Niciodată, ca până acum, tirania nu s-a străduit mai mult, zice Philippe Muret, să-și asigure o bază democratică. Afirmația e foarte interesantă. Toate tiraniile de acum vor să se asigure, nu de acum, adică de, știu eu, de ultima sută de ani, vor să se asigure că au suport public. Tirania începe întâi prin a-și apropria opinia publică. Și abia după ce opinia publică este fascinată, intră în stare de transă, de hipnoză, tirania se poate desfășura. Asta trăim noi acum. Capitolul 5. Consens cu pumnul. Sau consensul pumnului. Consensul pumnului. Victoria sistemului. Foarte interesantă victoria sistemului. Punerea în scenă a evenimentelor în timpul Revoluției Românești din 1989, apoi punerea în scenă a demontării metodice a punerii în scene precedente. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că sistemul organizează și puterea și opoziția. Altfel spus, critica
face parte în continuare din sistem. Opoziția e și ea în sistem. Nimeni nu pune la îndoială legitimitatea sistemului însuși, care se alimentează din energiile și ale celor care se află în mainstream și energiile opozanților lor. Tot ceea ce este reprimabil trebuie să fie. Și cu atât mai ușor, cu cât pretextul este științific. Tendința este să regretăm dispariția valorilor, ce spunem. Un lucru care este arhifals, pentru că noi n-am fost niciodată atât de bine înconjurați de valorile cele mai terorizante. Și uitați-vă la idolul consensului. Consensul este o valoare. Primul lucru pe care îl spune cineva atunci când vrea să susțină, nu știu, o măsură, o teză, este: toți oamenii de știință au căzut de acord în privința acestui lucru. Sau cei mai mulți oameni de știință au căzut de acord. Altfel spus, vorbesc în numele consensului. Și acesta este o valoare. Că această valoare nu are suport în textul sacru, asta e altă poveste. Și avem consens dur, autoritatea catolică în timpul marchizului de Sade și consensul moale. Noi trăim cu consensul moale. Acesta este quasi invizibil, este răspândit peste tot, nu are exterioritate, nu are aparență, dar nu are nici alternativă. Consensul moale este ultima acoperire sau ultima asigurare universală. Este o violență imposibil de atacat. Este extremismul căii de mijloc. Trăim marea fervoare a oamenilor sănătoși. Anticipările dictaturii tehnocratice cu nuanță medicală pe care o trăim acum, la Philippe Muret, nu sunt depășite decât de descrierile cât se poate de ample ale lui Ivan Ilici, preot catolic, pe care o să le tratăm la un moment dat. Nemesis Medicina e o profeție a vremurilor noastre. El vorbește chiar de o putere spirituală a oamenilor de știință. E foarte interesant că pune între ghilimele oameni de știință, dar nu pune între ghilimele putere spirituală, semn că se îndoiește de conexiunea lor cu știința, nu de conexiunea lor cu spiritualitatea. Și aici vă atrag atenția că diavolul este tot o formă de spiritualitate. Diavolul nu este materialism științific, ci e tot o forță spirituală. Și Philippe Muret a fost fumător, a urmărit cu atenție și cu disperare exercițiul eliminării fumătorilor din obiceiului fumatului din manierele publice și a denunțat abuzul care se face prin conexiunea dintre cancerul pulmonar și țigări. Știm cu toții foarte bine că sunt oameni care fumează toată viața și nu fac cancer pulmonar, și cunosc personal cazuri de oameni care au murit de cancer pulmonar și care n-au fumat niciodată nicio țigară. Dar această găselniță a tabagismului pasiv este, din punct de vedere al lui Muret, o escrocherie. O escrocherie care frizează extazul. E un vârf în materie de acuzații imparabile, pe care o putem pune, dacă vreți, în conexiune cu transmițătorii asimptomatici ai virusurilor. Acuză imposibil de probat și care nu are niciun fel de fundament, nici măcar din punct de vedere a unei teorii științifice trecătoare. E o escrocherie care frizează extazul.
Proiectul terapeutic, complot prohibiționist actual, constă în transformarea unei majorități dintre noi în militanți ai virtuții, împotriva unei minorități de întârziați, reprezentanți provizorii ai viciului, care vor fi lichidați puțin câte puțin. Repet, Philippe Mireille vorbește despre țigări. Eu, în schimb, citesc despre altceva. Și, iarăși, vorbește despre binele nutrițional colectiv. Nimeni nu mai poate mânca slană. Pentru că nu e sănătos, e colesterol, deci murim. Și despre fanatismul sănătății. Numindu-le pe acestea două, deci binele nutrițional colectiv și fanatismul sănătății, numindu-le perspective ale servituții voluntare. Firește, nu vom întârzia foarte mult asupra capitolului dedicat lui Tartuffe. Tartuffe, personajul lui Molière, arhicunoscut, epitom al ipocriziei, ipocrizie care a rămas în picioare. Ne ducem direct la capitolul 7, numit Cordicopolis. Cordicopolis, când am auzit prima oară de Cordicopolis, m-am gândit instantaneu la Caragiale cu acel, cu al său Tâmpitopole, Tâmpitopole, oraș al tâmpiților, cu care a gratulat Bucureștiul, lucru care a adus defavoarea Academiei franceze, Academiei Românești, la un moment dat. Despre ce este vorba în Cordicopolis? Cordicol e un latinism târziu format din cor cordis, care înseamnă inimă, și colo, onorez. În secolul XVII, Cordicol erau numiți membri a unei asociații de iezuiți care căutau să introducă adorarea inimii lui Isus și sărbătoarea Sacré-Cœur, da? Sărbătoarea Sfintei Inimi, după cum știm, există această adorare a Sfintei Inimi în catolicism. Există biserici, Sacré-Cœur, și el zice că noi suntem în plină orgie cordiolatră, dar nu mai este vorba despre adorarea lui inimii lui Isus, ci despre adorarea inimii, pur și simplu, sediu al emoțiilor și al pasiunilor. Întreagăt fie spus, în gândirea tradițională, inima era sediul intelectului, adică acestei facultăți cu totul și cu totul înalte a minții, prin care putem surprinde adevărul dintr-o privire, făcând o sinteză foarte rapidă. Numai că în inima modernă nu mai există decât emoții și pasiuni, intelectul a fost evacuat cu totul. Suntem într-un magic kingdom demoniac, zice el. Și suntem cordicoli, simpli locuitori ai acestei lumi, cordicolatri, idolatri ai inimii, ai emoțiilor și ai pasiunilor, cordicofili, iubitori ai inimii, și cordicocrați, cei care profită de această paradigmă. Iată ce mai zice: consensul nu a alungat comunismul decât pentru că realiza în sfârșit că o nouă colectivizare, cei de astăzi nu mai sunt comuniști, ci co-cuning, de la co-cuning, co-comunist. Deci co-cuning și comunist. E un cuvânt format din două bucăți. Co-comunist, adică da. Suntem comuniști, dar în același timp ne simțim bine doar la noi, rămânem acasă și, cum se zice mai nou, rămâi acasă, salvează vieți. Marxiștii au fost înlocuiți de cordicoli, iar mințile sunt colhozuri.
mințele sunt colhozuri, tot ce poate fi transmis la nivel intelectual nu poate fi decât, nu mai este decât colectiv, nu mai are nimic personal. Imperiul binelui, adică imperiul binelui care a alungat răul, imperiul binelui care a scos răul în afara legii, reia trăsăturile vechii utopii comuniste. Birocrație, delațiune, adorarea tinerilor, imaterializarea gândirii, ștergerea spiritului critic, alungarea lui, dresajul obscen al maselor, o, Doamne, suntem în plin dresaj obscen al maselor, aneantizarea istoriei sub forma unei reactualizări forțate, apelul kitsch la sentiment împotriva rațiunii, ura pentru trecut și uniformizarea modurilor de viață. În perioada care s-a scurs, o bună parte dintre noi a acumulat foarte multe ranchiuni împotriva Organizației Mondiale a Sănătății. Iată ce scria în Imperiul Binelui Philip Murray. Dar cine e Organizația Mondială a Sănătății? Ce am cerut eu Organizației Mondiale a Sănătății? De ce se amestecă ea Organizația Mondială a Sănătății? M-a întrebat ea pe mine, Organizația Mondială a Sănătății, înainte de a alege culoarea zilelor mele? Am semnat un contract? Și apoi, unde se reunește organizația asta? Ce-i ea? O sectă? Un consorțium? Un sindicat al crimei atotputernic? Un grupuscul mondial anonim? Adevăratul nume al lui Big Brother? Ne-a răzbunat, nu-i așa? Iată încă un capitol, Défriser lettre. Défriser, îndreptarea ființei, defrișarea ființei, descârlionțarea ființei, uniformizarea ființei. Sunt curios ce a ales traducătorul român. Trăim sfârșitul vârstei epocei analizei. Trăim moartea viziunii critice. E începutul unei noi lumi. Marele zor de zi Cordicol, în marele zor de zi Cordicol, toți vârcolacii devin roz. Oricine va fi surprins în flagrant delict de nemilitare în favoarea consensului, nu mai discutăm de dispreț la adresa consensului, se va vedea fără milă concediat, lichidat, sancționat. Și cu toate acestea, în ficțiunea post-istorică în care suntem aruncați, evenimentele nu mai există aproape deloc. Avem doar pseudo-manifestări. Ziua internațională a copiilor inocenți, victime ale agresiunilor. Sau Ziua Internațională a Păcii. Scopul acestor zile internaționale, acestor pseudo-întâmplări, este ca un singur trib planetar, transformarea umanității într-un trib planetar, să ne reamintim de satul planetar al lui Marshall McLuhan. Deci un singur trib de consumatori aserviți și încântați să fie aserviți și încântați să fie transformați în sclavi. Practic vorbim despre abolirea diferențelor, despre abolirea timpului. Infernul contemporan este pavat. Și asta în franceză sună foarte bine, e un joc de cuvinte fabulos, dar în traducere se pierde. Infernul contemporan este pavat de bune, cu bune devoțiuni. De bonne dévotion, de bonnes intentions, infernul contemporan este pavat cu bune
intenții, zice Butada, pe care aici o reformulează, o parafrazează Philippe Muret, cu bune devoțiuni, adică cu opere de credință, de credință în idoli, categoric. Nu mai există literatură, nu mai avem autori de talia lui Cervantes, care și-a luat în derâdere literatura cavalerească, nu mai avem autori de talia lui Molière, care a luat în derâdere burghezii și rămășițele lumii aristocratice, nu mai avem autori de talia marchizului de Sade, care a pus sub semnul întrebării ipocrizia contemporanilor. Avem autori al căror scop este ceea ce se numește în capitolul 9 colorări. Și acest colorisation vine de la obiceiul americanilor de a colora filmele alb-negru. Sau cazuri și mai extreme de a rejuca o poveste de succes din cinematografia europeană, dar mutată în California, mutată în spațiu american. Pentru că altfel oamenii nu mai pricep. Americanii nu pricep. Americanii trebuie să coloreze filmele alb-negru ca să le poată înțelege. Dacă se uită la un film alb-negru, nu pot pricepe nimic. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Sufletele idilice ale postmodernilor își imaginează că am putea avea binele fără rău. Din nou, problema binelui. Tigru fără gheare. Limba franceză fără tufele sale de incoerențe spinoase. Soare fără ploaie. Mașini fără poluare. Un televizor sau o televiziune bună fără publicitate. Distracții ale maselor fără beton. Chimie industrială fără ploi acide și paradisul fără izgonire. Altfel spus, oamenii de azi, idolatrii de azi, își imaginează că am putea avea ceva fără să plătim prețul. Da? Trăim instaurarea unui ideal al moliciunii, ultra-moliciunii planetare. De asta terenul dezbaterilor s-a transformat într-un teren al confuziei generale. Nu se mai poate organiza nicio dezbatere. Ceea ce fac americanii este aceea de a americaniza planeta pentru a putea, în sfârșit, să o înțelegem. Și noi nu suntem departe de ei, pentru că suntem mai americani decât ne place nouă să credem. Toată operațiunea de rescriere a trecutului, aflată în plină desfășurare cu mult înainte de a ne da noi seama, e tot o operațiune de tip colorare a unui film alb-negru pe care altfel nu l-am putea pricepe. Și la aceasta se adaugă o operațiune de rescriere a cuvântului, a vocabularului, a propozițiilor, a conceptelor, a construcțiilor, pe care iarăși le colorăm pentru că altfel nu le putem pricepe. Suntem mult mai puțin mobili decât ne imaginăm, suntem mult mai puțin capabili de a înțelege pe cei care nu se află în modernitatea noastră, deci în povestea noastră, și pe cei care nu se află în epoca noastră, adică în prezentul nostru, deci spațiu și timp, decât ne place nouă să credem. Imperiul binelui este mai înainte de toate imperiul cantității. Și aici trimiterea este brutală la interogația lui Stalin, papa, câte divizii are papa. Deci ca să am legătură cu papa, deci ca să are rost să mă
să am o discuție cu el, trebuie întâi să știu care e puterea lui militară. Dacă nu are putere militară, atunci nu mă interesează. Despotismul obscur al corticolilor se construiește pe ipoteza unei gregarități infinite a oamenilor, definitiv acceptată și definitiv invizibilă. Uitați-vă acum la transformările pe care le trăiește epoca noastră. Ele sunt construite pe ipoteza unei gregarități infinite, da? Pe ipoteza faptului că oamenii vor prefera să stea într-o turmă pentru totdeauna, da? Definitiv acceptată și definitiv invizibilă, adică fără să-și dea seama. Da? Iarăși el vorbește despre colectivism roz bonbon. Da? Deci nu, acum noi trăim, de exemplu, operațiunea de colectivizare a corpurilor, dar înainte de a avea loc colectivizarea corpurilor, a avut cu mult timp înainte colectivizarea minților. Operațiuni pe lângă care colectivizarea pământurilor sunt mult mai dramatice, deși mult mai puțin vizibile. Binele este răul dizolvat în sirop. Fantastică afirmație. În Imperiul Binelui, răul n-a dispărut. A primit doar o, cum se cheamă, o coajă siropoasă. Răul s-a pitit în niște bomboane fondante. Numai că bomboanele fondante, după cum le spune și numele, se topesc. Și răul e acolo. Progrese fantastice. Iată o afirmație, teribilă. Progrese fantastice au fost realizate în domeniul ghidajului și a supravegherii oamenilor, firește, la distanță, programată electronic, a supravegherii păpușilor care se agită în aer liber. Dar, adaugă tot Philippe Muret, acest lucru nu este arătat oamenilor și ceea ce nu este arătat nu există. Nu? În cele din urmă, capitolul 11, damnații eterului. Damnații eterului și crepusculul imperiului. Damnații eterului este în special despre muzică și despre... Noi nu suntem conștienți cât de nenaturală este răspândirea muzicii datorită industrializării ei în momentul de față. Noi trăim într-un regat al muzicii, în care e foarte greu să scapi de această producție a oamenilor. E foarte greu să redescoperi tăcerea și să o poți asimila. Noi nu mai putem asimila tăcerea. Cu ani în urmă, un prieten îmi zice, și chiar acestea au fost cuvintele lui și tonalitățile lui pe care vi le reproduc acum, s-a dus la țară și în prima zi a zis: wow, ce tăcere! Și a doua zi a zis, și chiar el zicea, fără nicio ironie, ce tăcere! Și a treia zi, ce tăcere! Și a patra zi, ce tăcere! Și a fugit! Și a fugit! Unde? La oraș, la muzică și la zgomot. Pentru că pentru el tăcerea era o formă de agresiune imposibil de susținut. Și din câte știu, nu s-a mai întors niciodată la țară, pentru că i s-a părut că e un loc foarte periculos. Pe jumătate conștient că e nefiresc ce se întâmplă, dar mulțumit cu starea lui. Adică niciodată n-a zis, mă voi revolta și mă voi supraexpune tăcerii. Revolta lui n-a îmbrăcat niciodată această formă. Noi nu ne putem revolta expunându-ne și obișnuindu-ne cu tăcerea. E prea mult, e imposibil. Și de aici zice Philippe Muret că lumea noastră se năruie în plin festival cu orchestră de muzică care ne persecută. Un soi de mare neagră muzicală scaldă astăzi malurile lumii, scaldă. Scaldă așa ca o grăsime, ca o mare petrolieră, muzica ca o formă de poluare. La Fête de la Musique, nu? Sărbătoarea muzicii, la Journée du Livre, ziua cărții, la Rage de Lire, furia de a citi, Les Ruées vers l'art, goana după artă,
Acestea sunt titluri de festivaluri franțuzești. Pentru, apropo de Homo Festivus. Tot ceea ce se străduiește să ne facă să credem că cultura e o chestie bună, că e mișto, că cinematograful e viața, că poezia vă iubește, că teatru vă așteaptă și că pictura vă interesează. Acestea sunt ororile optimismului. Întrebare, există viață după cultură? Câteva rânduri mai încolo, Philippe Muret răspunde, poate, dar s-ascunde bine. O afirmație era și foarte interesantă. Muzica este spălare pe creier. În toată regulă. Și de mult m-am gândit că existau vremuri în care oamenii care vreau să asculte muzică, în primul rând și-o cântau ei înșiși. Deci trebuiau să și-o producă muzica. Muzica era artizanală, da? Mergeai prin pădure și trebuia să cânti și atunci ce cântai? O priceasnă. Muzică sacră. Sau cântai o chestie folclorică, dar în care era ceva. Era o zicătoare, era un proverb, era un cuvânt de meditat. Erai scăldat în apele tradiției. Și întâi te bucurai că e răcoroasă, că e frumoasă. Frumusețea vieții era reală în muzica tradițională. Și la un moment dat începeai să și reflectezi, că ajungeai și la idee. Înnotai în apele acelea până ajungeai la idee și înțelegeai. Ei, uitați-vă la toată muzica pe care o cântați astăzi. Cei care ați învățat cântece hip-hop, nu știu, manele cu dușmani, cu bani cu... și așa mai departe, nu are nimic sacru. Nu are nimic sacru și nimic, niciuna din ideile transplantate în mintea voastră de muzica modernă nu are nimic salvator. Aceasta este spălarea creierului. Spălarea creierului e muzica modernă. Muzica modernă e abrutizare spiritualoidă. E și spiritualitate. Să știți că și manele sunt o spiritualitate. Dar, după cum ziceam, diavolul e tot o formă de spiritualitate. Diavolul nu e materialism. Bun, în cele din urmă ajungem la crepuscul Imperiului. Am început cu zeii au venit pe pământ. Oare de ce au venit zeii pe pământ? Nu e un semn bun, e un semn rău. Suntem într-o societate de nelocuit. Suntem locuitorii unei societăți de nelocuit. Suntem atinși de un bine incurabil și am început cu afirmația asta. De un bine care răspândește teroarea. De un bine pe care cerul, în furia sa, l-a inventat pentru a pedepsi crimele pământului. Teologie în toată regulă. Nu avem niciun fel de scăpare. Literatura ar fi trebuit să fie o scăpare, muzica ar fi trebuit să fie o scăpare. Muzica era o cale foarte bună spre tradiție, spre adevăr, spre metafizică. Literatura, iarăși, gândiți-vă la Shakespeare, care e sacru în toată regulă, gândiți-vă la Goethe, care te duce unde trebuie. Gândiți-vă la toată literatura de cea mai bună calitate, ciclul Cavalerilor Mesei Rotunde, care e fabulos. Așa? Gândiți-vă la literatura folclorică de cea mai bună calitate, care e text sacru în toată regula. Astăzi avem o literatură care este sclava comunicării, o literatură climatizată, decofeinizată, degudronată. Țigări fără gudron. Corticopolis are scriitorii pe care îi merită, autori de sinteză, romancieri de substitut, de erzaț, videologi industriali. Philippe Muret nu este să spună că literatura nu mai există, nu are niciun... A fost. Că cele mai multe dintre cărțile de astăzi sunt în regim de puține calorii. Că o societate atât de ideală ca a noastră, atât de reușită, atât de însorită, nu are cum să tolereze
descrierile critice, că, din potrivă, asistăm la funcționarea la ralantia unei mașini obeze, mongoloide, a teleopiniilor, că binele, despre care face afirmația la un moment dat că este moștenitorul răului, binele postmodern este moștenitorul răului, așa? Că binele, nu numai că a acoperit răul, dar în plus a interzis ca acesta să fie scris, adică să fie resimțit sau văzut. Suntem într-un, spune Philippe Mireille, într-un Titanic de zi cu zi. Într-un Titanic cotidian suntem. Și că ceea ce probabil e în curs să se întâmple, dacă nu cumva s-a întâmplat, Orwell n-a greșit atunci când a anticipat că va fi cu adevărat imposibil, datorită nou limbii, așa, că va fi literalmente imposibilă crima gândirii, pentru că nu vor mai exista cuvinte care să o exprime și că această nouă limbă se impune în momentul în care noi vorbim acum. Da, fantastic, Philippe Mireille. Cred că în momentul în care o să-l atacăm pe lui Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Călătorie la capătul nopții, o să facem și o lectură în paralel a lui Philippe Mireille Céline și vom încerca să-l privim pe Céline și cu ochii lui Philippe Mireille. V-ați aflat pe jurnalul unui obsedat textual. Rămâneți cu bine!